A fost cea mai scurtă vacanță de iarnă din ultimii ani. Nici nu a început bine anul că elevii s-au întors la școală, dar nu toți, doar la gimnaziu și la liceu s-au reluat cursurile de astăzi. Clasele primare și grădinițele mai au o săptămână liberă. Mulți dintre elevi și părinți sunt supărați că au fost nevoiți să-și scurteze vacanța, așa că au organizat chiar în prima zi de școală un protest inedit în fața Ministerului Educației și au scris nemulțumirile pe sorcove. Reporterul Observator, Mădălina Iacob, știe mai multe despre acest subiect. Mădălina, bun găsit. Ce spun elevii și părinții? Bună ziua! Câțiva dintre elevi și dintre părinți au intrat deja la discuții în Ministerul Educației, câțiva reprezentanți ai Ministerului au venit afară, i-au chemat la negocieri, dacă putem spune așa, și urmează să vedem ce declarații vor face la final. Sorin Câmpeanu încă nu s-a arătat, se pare că Ministrul Educației nu va face nicio declarație astăzi. Lista de nemulțumiri este destul de lungă și pentru elevi și pentru părinți. Vorbesc în primul rând despre această vacanță foarte scurtă, cea mai scurtă din istorie, și despre impredictibilitatea structurii anului școlar. Au multe probleme și legate de organizarea olimpiadelor, dar și de transportul gratuit al elevilor. Și mai mult decât atât, de testarea pe bază de salivă a elevilor. Este astăzi prima zi de școală și mulți dintre elevi nu au avut testul pe bază de salivă pe care să-l facă dimineață după această vacanță. Urmează să vedem dacă va mai veni un lot de teste și ce se va întâmpla în continuare. Mădălina, mulțumesc.